Salut! Eu sunt Dan. Iar eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Urmează să mergi pentru prima dată în vacanță în Turcia la All Inclusive și nu știi ce preparate tradiționale să alegi? Nu-ți face prea mari probleme, căci noi venim în ajutorul tău cu o serie de produse absolut delicioase. Fie că e vorba de un fel principal sau un desert, sugestiile noastre îți vor stârni cu siguranță interesul. Preparatele sunt specifice Turciei și turiștii le-au votat drept cele mai populare. Hai să aflăm împreună ce să mănânci în vacanță! Menemen. Este un mic dejun special, format din ardei iute sau gras, ouă, roșii și ceapă. Aceasta din urmă se călește în ulei, apoi se adaugă ardeiul și roșiile tocate mărunt și se lasă la călit bine de tot. Se adaugă ouăle bătute ca pentru omletă și rezultatul este pur și simplu divin. Börek, berei. Este un preparat din foi de aluat iufc, care sunt fierte puțin timp în tigaie, apoi sunt umplute cu legume, brânză feta, ulei, pătrunjel, se unge totul cu ou și se pune la cuptor. Veți găsi și varianta cu carne, dacă vă doriți. Cele mai căutate sunt cu umplutură de brânză de oaie și spanac. Preparatul se servește adesea sub forma unui rulou sau țigarete. Meze. Un obicei popular în alte țări balcanice este aperitivul servit la masă. Meze este format din piureuri, salate, chifteluțe, diferite tipuri de brânză, produse de patiserie și diverse sosuri. În Turcia puteți servi iaurt asezonat cu ierburi aromatice, dolmas, sărmăluțe în foi de viță umplute cu orez, humus, cofe, chifteluțe, ezme, salată de vinete, pastă de roșii cu chili, shakshuka, vinete fripte cu sos de roșii, paltikan, ezmesi, vinete la grill cu iaurt, kayadari, sos de iaurt cu mentă, brânză și pit de caldă. Cumpir. Turcia este țara care a reușit să revoluționeze banalul cartof copt cu sare pe care românii îl știau. Cumpir este o mâncare de stradă pe care toți oamenii o adoră. Se ia un cartof mare, se coace, se taie pe mijloc, interiorul este scobit și apoi amestecat cu unt și brânză cașa. Poți adăuga, după cum îți place ție, diverse toppinguri pe el, ca legume, porumb fiert, morcov ras, măsline, brânză și diverse sosuri. Döner kebab. Este un produs care nu are nevoie de mare prezentare, fiind extrem de popular și în România. A fost creat de otomani, preparat inițial pe orizontală din carne de pui, porc sau miel. În timp, carnea s-a așezat pe verticală pentru a fi învârtită pe rotisor. Este un produs ce se prepară rapid și este varianta proaspătă a altor preparate fast food. Lahmacun. Este varianta turcească a pizzei pe care cu toții o îndrăgim. Are o crustă subțire, crocantă, acoperită cu sos proaspăt din roșii, ceapă, ardei, ierburi aromate și carne de vită sau de miel. Datorită faptului că e un produs subțire, se poate servi rulat ca o șaorma sau ca o clătită, alături de murături, vinete prăjite, roșii sau ardei iute. Gözleme. Este o mâncare pe care o vei găsi ușor în Turcia și chiar ți-o recomandăm dacă vrei să vizitezi cât mai multe obiective. Este un snack asemănător cu o clătită și umplut cu diverse combinații de alimente. Aluatul se prepară din făină, sare și apă, se întinde foarte subțire, se pune umplutura din legume, carne sau brânză, se împachetează și se gătește pe o plită fierbinte. Iskender kebab. Mai este denumit și Alexander Kebab și este un produs turcesc pe care nu ai voie să îl ratezi în vacanța ta. Conține fâșii mici și subțiri de carne de miel însoțite de unt, iaurt, roșii calde și pide, pâinea lor tradițională. Iskender Kebab este, de fapt, o carne la grătar extrem de delicioasă, servită ca un sandwich rulat în lipie. Dolma. Numele acesta definește orice preparat care are o umplutură, inclusiv celebra sarma.
Umplutura poate fi cu carne sau vegană și este pus apoi în ardei, dovlecel, ceapă, vinete scobite sau roșii. Dolma se face din foi de varză sau de viță, se servește rece sau caldă, însoțită de un sos din iaurt cu usturoi sau lămâie și ou. Chiufte. Este un preparat tip chiftele care este foarte popular. Este făcut din carne de pui, vită sau miel, amestecată cu ierburi aromatice, ceapă și condimente. Turcia prepară 300 de tipuri de chiufte, cele mai cunoscute fiind şiş chiufte, la frigăruie, sulu chiufte, în supă, kuru chiufte, chiftele urcate, și çiğ chiufte, ro, cu chiftele vegetariene din bulgur, ardei roșu sau roșii, ceapă, sare și piper. Şiş kebab. Un alt produs faimos în Turcia pe care îl vei găsi în majoritatea localurilor este şiş kebabul, pe care probabil l-ai încercat deja în România. Este făcut din carne de miel, pui sau vită, la grătar, servită mereu pe un băț de frigăruie. Felul vine însoțit de cartofi prăjiți, orez și salată. Adana kebab. Este un fel culinar pe care iubitorii de carne îl vor îndrăgi. Produsul este realizat din miel și grăsimea de la coada sa. Este obligatoriu ca animalul să fie mai mare de un an și crescut în mediul său natural. Carnea este marinată în ardei verde sau roșu uscat, cu ardei roșii proaspeți, pusă apoi pe o frigăruie și friptă la grătar cu cărbuni. Se servește cu ardei verde, ceapă, roșii și lavaș, pâinica subțire și asemănătoare cu pita. Pilav. Asemănător cu orezul banal, fiert în apă cu sare, pilav este un preparat turcesc ce derivă dintr-un preparat persian. Se pregătește cu supă de carne, mai ales de pui, și diverse condimente. Îl vei regăsi în meniurile restaurantelor la categoria garnituri și, chiar dacă îți pare banal la primul gând, sigur vei observa diferența dintre cel românesc și cel turcesc. Dondurma. Este o înghețată turcească diferită, cum probabil nu ai mai mâncat până acum. Dondurma este unică datorită texturii sale gumate, care rezultă în urma folosirii masticului și a salepului, un praf de amidon făcut din tuberculi uscați ai unor specii de orhidee. Ca baklavaua, se servește și ea cu fistic sau nuci măcinate. Este o înghețată de care toți turiștii s-au îndrăgostit și pe care ți-o recomandăm și ție. Sambali. Este o prăjitură de care cei mici sigur se vor îndrăgosti pe loc. Este extrem de dulce și lipicioasă, făcută din griș cu melasă, zahăr, iaurt, sirop de lămâie și migdale. Este un desert pe care îl vei găsi inclusiv pe străzile din Turcia și trebuie să mănânci cel puțin o bucățică. Baklava. Este o prăjitură ce datează încă din secolul XV, fiind consumată de sultanul Imperiului Otoman. Este făcută din aluat de foietaj care se umple cu diverse amestecuri. Veți găsi baklava cu fistic, nucă, goală și însiropată cu miere, presărată cu fistic, răsucită precum o sarma sau mici dreptunghiuri pline cu sirop. Mai că ne plouă în gură de poftă! Fin sutlaș. Este un desert de care sigur te vei îndrăgosti dacă nu ai făcut-o deja. Numele acesta greu de pronunțat denumește o budincă din orez făcută din lapte proaspăt, amestecat constant și cu multă răbdare. După ce se prepară pe aragaz, se pune în vase de lut și se coace la cuptor până când prinde o crustă aurie. Künefe. Este un desert top al Turciei care se aseamănă cu celebrul kataif. Practic, putem spune că sunt înrudite. Künefe este plin cu brânză, făcut din aluat de kataif mărunțit, crocant și înmuiat în sirop dulce. Se servește cald, de la cuptor, pentru ca brânza să se întindă ca o gumă. Locum.
În România, acest produs este cunoscut sub numele de rahat turcesc și este un desert gelatinos, dar mai tare. A fost creat în timpul Imperiului Otoman și este făcut din arahide mărunțite, curmale, alune de pădure, fistic și gelatină, care se întărește ulterior. Locum este aromatizat cu lămâie, fistic, apă de trandafir sau pergamută. Cafea turcească. Și nu în ultimul rând, vă recomandăm neapărat să beți o cafea turcească, chiar dacă nu sunteți un împătimit al ei. Ceea ce e special la ea nu este soiul de boabe folosit, ci modul în care este pregătită. Se mărunțește foarte fin și apoi se fierbe împreună cu apa. Rezultatul va fi puternic și cremos, iar zațul așezat pe fundul cănii poate fi folosit la cititul în cafea. Modalitatea prin care turcii o prepară este parte a patrimoniului cultural imaterial al Turciei, confirmat de UNESCO. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina, iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.